Noi amenințări de la Kremlin pentru România și Republica Moldova. Fostul președinte rus și actualul premier Dimitri Medvedev a spus într-un interviu că autoritățile de la București caută să refacă România Mare pentru a grăbi aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Medvedev spune că l-a amuzat hora parlamentarilor români și moldoveni, dar în consecințe la apropierii dintre București și Chișinău nu va fi nimic de râs. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, primit de Republica Moldova în această săptămână, nu a picat bine autorităților de la Kremlin. Predecesorul lui Vladimir Putin, Dimitri Medvedev, spune că moldovenii ar putea intra mai repede în UE. Republica Moldova a intrat în lunga coadă pentru aderarea la UE întinsă pe parcursul a zeci de ani. Bun voiaj! dar moldovenii vor mai devreme. Prin urmare, există o altă cale de a obține aderarea la UE, crearea unei noi românii mari. Medvedev a comentat amuzat apropierea dintre parlamentarii de la București și Chișinău și a susținut că România este incitată de Uniunea Europeană să caute unirea cu Republica Moldova. Prima ședință comună a parlamentelor moldovean și român a fost finalizată de către legiuitor dansând, ținându-se de mână. A părut destul de amuzant. Cu toate acestea, consecințele pot fi mult mai puțin amuzante. Occidentul încearcă aproape la nivel legal să interzică Rusia să se apropie de poporul ucrainean, provocând în toate modurile posibile o adâncire a conflictului. Dar în ceea ce îi privește pe români și moldoveni, situația este diferită. Oficialii de la București, incitați de integratorii de la Bruxelles, sunt bântuiți de ideea recreerii proiectului României Mari, îngropat de Armata Roșie în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei. Medvedev a ținut să amintească guvernului de la București că dacă dorește să refacă România mare, să nu uite de cei 220.000 de ruși din Transnistria. Reacția lui Medvedev vine în contextul în care liderii celor 27 de state membre ale UE au recunoscut Ucraina și Republica Moldova drept țări candidate la aderarea la UE. Decizia a fost luată în cadrul unui summit al șefilor de stat și de guvern din statele UE organizat la Bruxelles și marchează începutul unui proces de aderare lung și extrem de complex.